vă mulțumesc pentru prezență, în primul rând dumneavoastră și în al doilea rând îi mulțumesc că ar fi trebuit să procedez invers. Îi mulțumesc domnului Berbeceanu pentru că mi-a dat posibilitatea ca prin intermediul dumneavoastră să aduc la cunoștință opiniei publice adevărata fața sa prin devalarea cu ajutorul unor documente, înregistrări și discuții telefonice ambientale făcute chiar de dânsul. Preocupările sale de a face selecții în dosare, de a scăpa anumii suspecți, de a favoriza anumite persoane și ceea ce mi se pare extrem de grav, exceptând persoana mea, de a încălca prin interceptări abuzive drepturi și libertăți fundamentale. Vă pun la dispoziție două documente foarte importante care nu mi-aparțin, vis-a-vis de aprecieri și evaluări la adresa sa, făcute de oameni de oficiali puternici, care și astăzi dețin funcție în statul român. Vă rog să le luați. Că sunt două. Și vă asigur că cu... Cine ține pe scurt? Vă asigur că pe viitor, cine vrea să le... Că pe viitor vă voi pune la dispoziție și înregistrări. CD-uri cu înregistrări făcute de Traian Berbeceanu, în care rezultă cu claritate preocuparea de a scoate din dosare penale anumite persoane. Și vă las pe dumneavoastră să decideți dacă lucrurile stau așa, am dreptate sau nu am dreptate. Vă mulțumesc, dar vă asigur că la fiecare întâlnire care va avea loc de acum înainte, aici în fața tribunalului, vin cu documente și probe. Documente inedite sau sunt deja la dosarele care au fost pe tărâi? Nu sunt.